În anul 2009 a demarat proiectul de restabilire a sistemului de aprovizionare cu apă potabilă a orașului Glodeni. Până la moment, de apă calitativă se pot bucura doar cei ce locuiesc în zona Spitalului Raional Glodeni. Oamenii ce locuiesc în regiunea Trandafirilor susțin că lucrările de restabilire a traseului central de aprovizionare cu apă potabilă au fost efectuate în anul 2010, dar până la moment aceștia nu beneficiază de apă. Trasa au făcut, dar apă nu. Apă nu avem de mult câți ani? Vă 10 ani, să zic. Ce părere aveți despre proiectul respectiv de a trage apă pe numai? E bun! Я одна. И я с колодца у нас тут через дорогу колодец. Мы все поделали колодцы, когда не было воды. Надо было как-то выходить из с этой ситуации. Если подешевле, конечно, это. Мы пенсионеры. Що ж на нашу пенсію можна, якщо пенсії не вистачає за це? Шефул господарії комунале susține că proiectul este în desfășurare și timp de un an locuitorii acestei zone vor putea fi conectați la peductul central. Lucrările se efectuează în continuare. Și dacă pe anul trecut am conectat 93 de abonați, planificăm că până la sfârșitul anului acesta să avem undeva la 200 de, minim la 200 de abonați. O altă problemă pe care o invocă locuitorii acestei zone este că în rezultatul lucrărilor de renovare a peductului au fost deteriorate drumurile. Pe timp de ploaie, pe unele porțiuni de drum, este imposibil de a se deplasa, iar oamenii au fost nevoiți de a improviza pentru a soluționa problema dată. Puteți văd, dar drum nu văd. Drumul ăsta niciodată nu s-a făcut. Раньше чуть-чуть, когда не копали, то тут уже от дождей все промыло, и щебенка была. Очень чисто, хорошо было. А уже когда два раза копали, один раз копали, там хотели кабель на это тоже провести, копали, потом зарыли. Потом опять начали копать эту воду, водопровод. И тоже так это мы своими силами все позакрывали это между, и как сказать, перед собой. Amintim că proiectul este implementat cu susținerea financiară a Guvernului Republicii Moldova și a Fondului Național Ecologic. Costul total al acestuia este de 7.667.000 lei.